Dragi prieteni, bun găsit la o nouă ediție Baia Mare Sport Magazin. Iată că după ce am debutat cu prima ediție, reușim să facem și a doua ediție din acest proiect, idee sau cum vreți dumneavoastră să o numiți, un magazin sportiv cu știri, informații și opinii sportive din Baia Mare și din Marea Mureș. Mulțumesc vouă, iubitorilor de sport din Baia Mare și din Maramureș, celor care mi-au trimis mesaje de încurajare după prima ediție. Am primit și întrebări dacă mi-am făcut podcast sau doresc să fac un podcast. Nu este un podcast, un podcast presupune înregistrarea unui dialog între minim două persoane. Este doar o idee de-a mea pe care vă aduc în fața dumneavoastră, iubitorii de sport din Baia Mare și din Maramureș. Am ales câteva subiecte pentru astăzi și aș începe cu duelul pe care Baia Mare pe linie sportivă l-a avut cu Dinamo București, nu mai departe decât ieri, 9 decembrie. În primul rând, să spunem că la rugby CSM Știința Baia Mare a ratat finala în compania echipei Dinamo București, a ratat cel de-al 10-lea titlu de campioană națională după o finală în care bucureștenii s-au impus cu 17 la 13, la pauză 6 la 6. De partea cealaltă, dacă trecem la handbal, băieții de la Minaur Baia Mare au cedat în sala polivalentă la Scărpană din Baia Mare împotriva campioanei antitre la handbal băieți din Liga Zimbrilor, Dinamo București, cu scorul de 37 la 30, la pauză 16 la 16. Revenind puțin la rugby, să spunem că băieții de la Știința CSM Știința Baia Mare au ratat în prelungire al 10-lea titlu de campionă după 14 finale jucate, 9 titluri și 4 titluri consecutive. Iată că s-au văzut înfrânți de buldogii de la Dinamo București, cei care câștigă astfel un titlu de campionă a României după o pauză de 15 ani. Sigur că regretele sunt mari și în rândul nostru al suporturilor, dar regrete are și președintele Călin Matei, care într-un mesaj transmis suporterilor băimăreni spune, și citez: am pierdut azi, vă mărturisesc că mi-am dorit foarte mult acest titlu. Era titlul cu numărul 10. Mi-aș fi dorit ca azi să mâncăi cariera de președinte la această minunată echipă cu un nou titlu. Oricum, acești băieți minunați merită tot respectul nostru. 14 finale, 9 titluri, 4 titluri consecutive înseamnă istorie. Felicit din toată inima mea întreaga echipă, întreg staful tehnic, administrativ și medical. Managerii au un cuvânt aparte, întreaga conducere a echipei și, nu în ultimul rând, suporterii noștri minunați. Bravo, Zimbrilor! Este mesajul pe care Călin Matei l-a transmis imediat după finala pierdută de rugbiștii băimăreni pe stadionul Arcul de Triunf din București. Așadar, iată că Călin Matei, pe care îl știm de o viață la conducerea echipei CSM Știința Baia Mare, se gândește să se retragă de la conducerea echipei. Și mi-aduc aminte de o convorbire pe care am avut-o cu domnia sa acum 2-3 ani, în care l-am întrebat dacă domnia sa se gândește să retragă, cine vine din spate. Din păcate, era destul de pesimist la acest capitol și noi sperăm totuși că în condițiile în care se gândește să se retragă de la conducerea Zimbrilor, va putea preda această ștafetă
unui colectiv de conducere care să ducă mai departe gloria Brutului Băimarean. Un club, iată, așa cum spune și domnia sa, încărcat deja de istorie, un club care este angrenat an de an la câștigarea titlului în Liga Națională de Rugby. Revenind la partida disputată de băieții de la Minaur Baia Mare în compania campionei Dinamo București, un meci pierdut de băieții noștri cu 30-37. Să spunem că prima repriză, handbaliștii de la Minaur Baia Mare au făcut o repriză foarte bună, reușind să intre la cabine cu un rezultat de egalitate de 16-16. Nu știu ce mari așteptări am avut de la această partidă. Cert este că la ora actuală Dinamo București este o forță nu numai în campionatul intern, dar și pe plan european. Este greu să faci față acestei puteri care este Dinamo București la ora actuală în handbalul masculin. Este clar că băieții de la Minaur Baia Mare se vor lupta pentru al doilea an consecutiv pentru titlul de vicecampion național. Din partea noastră, băieții de la Minaur Baia Mare merită toate felicitările pentru devotamentul față de culorile clubului și pentru ambiția pe care au arătat-o aseară în sala polivalentă la Sterpană din capitală. Și sperăm că cel puțin perioada care urmează până la sărbători, băieții și handbaliștii de la Minaur Baia Mare vor putea să fie plătiți pentru munca prestată, pentru bucuriile pe care ni le aduc de fiecare dată când evoluează în fața suporterilor băimăreni. Vom trece la un alt subiect, este vorba de volei. După un început mai puțin fericit, Știința Explorării Baia Mare reușește să se vină în campionatul național de volei și învinge Secem Mezalău cu scorul de 3-1 în sala polivalentă la Scărpană, iar băieții lui Marius Botea demonstrează o revenire de formă care ne punem și noi mari speranțe. Pe de altă parte, să spunem că Știința Explorări Baia Mare va juca meciul contând pentru etapa 10-a din cadrul diviziei A la volei masculin contra echipei Universitatea Cluj în Devans, meci care se va disputa joi 14 decembrie în sala sporturilor Horia Demian din Cluj-Napoca, începând de la ora 19. Fotbalul la nivel de Old Boys este extrem de activ în continuare la nivel local și să spunem că echipa Sport Team Baia Mare a organizat în aceste zile o competiție intitulată Cupa Moș Nicolae, o competiție la care a luat parte pe lângă Sport Team cu trei echipe, ASCO CF, Neighbors Team și Smart Boys. Cupa Moș Nicolae organizată de Sport Team a fost câștigată de echipa Galben a formației Sport Team, urmată de echipa Albastru de la tot de la Sport Team și echipa Roșu de la Sport Team. Locul 4 ASCO CF, locul 5 Neighbors Team și locul 6 Smart Boys. Felicitări organizatorilor, felicitări comandantului, cum ne place noi să-l numim pe Ioan Marcheș, și așteptăm și viitoarele acțiuni ale echipei Sport Team și nu numai, și ale echipei FC Pretenia. De altfel, o idee care tinde să se nască pe plan local ar fi un campionat al echipelor de Old Boys de pe plan local, echipe de Old Boys care sunt, așa cum spuneam, extrem de active. O altă echipă de Old Boys, de data aceasta Fan Sport Baia Mare, a organizat în sala polivalentă la Scăpană din Baia Mare, în data de 8 decembrie, o acțiune, un meci caritabil de mini-fotbal intitulat The Wind Bay Dobândi, care a ajuns
iată, la a patra ediție, un meci caritabil pentru doi copilași frumoși, Ianis și Aian. Felicitări cu această ocazie organizatorilor, care, iată, deja este o tradiție ca înainte de sărbători să organizeze câte un meci caritabil pentru cei aflați în suferință. Și este important ca și noi, din puținul pe care îl avem, să contribuim pentru a alina din suferința celor care suferă, iată, și au nevoie de ajutorul nostru. Și pe această cale transmit felicitări organizatorilor și mulțumiri celor care au contribuit cu sume de bani pentru tratamentul acestor copii. Dragi prieteni, cu voia dumneavoastră aș dori să revin din nou la handbal. Să spunem că aseară am urmărit partida de la campionatul european din grupa principală dintre România și Japonia. Fetele noastre s-au impus cu 32-28, o partidă excelentă făcută de băimareanca noastră Eliza Buceschi. Nu știu care ar fi fost rezultatul final dacă Buceschi n-ar fi fost pe teren. De altfel, ea a fost declarată la sfârșitul partidei MVP-ul acestei partide. Pentru că am intenționat și doresc să vorbim puțin despre handbal, despre modul în care handbalul românesc încet, dar sigur, se îndreaptă spre prăpastie. Am văzut că rezultatele echipei naționale de handbal masculin sunt total nesatisfăcătoare de câțiva ani buni și întotdeauna căutăm cauzele acestor eșecuri sau acestui eșec, mai ales la nivel de reprezentativă națională. Și ca și la fotbal, se întâmplă unele chestiuni ciudate, dacă nu chiar suspecte, la nivelul conducerii Federației Române de Handbal. Nu o spun numai eu, nu o gândesc numai eu, o spun și alți jurnaliști. În acest sens, vă invit și pe voi, dragi iubitori ai sportului din Baia Mare și din Marea Mureș, de câte ori aveți ocazia să urmăriți și editorialele lui Narcis Dejan, cel care a pus punctul pe i într-un editorial din Gazeta Sportului intitulat Din cu litere mari, nepăsare pentru handbal și din cu litere mari, ipocrizie, aluzie făcând la numele actualului președinte al Federației Române de Handbal. Și cu voia dumneavoastră am să citez o parte din acest editorial, pentru că pune cuțitul pe rană, dacă aș putea să spun așa. Citez: Federația o ține din scandal în scandal, iar de când a venit președintele cu nume de propoziție, care introduce un atribut, care arată locul unde se află cineva sau ceva, unde se întâmplă ceva, sinonim cu despre, dinspre, dinăuntru, ambalul nostru e fix ca și cum ai încerca să umpli un butoi cu apă fără fund. Ați fost la meciurile de juniori să vedeți cum îngheață copiii aia în săl iarna, cum leșină de cald vara? Ați văzut cum arată cluburile sportive școlare, care au echipamente rupte, murdare și împrumută antrenorii clister pentru copii de la cluburile private? Așa vreți să dezvoltați handbalul, domnule prepoziție? Sau cu arbitrii aia care opresc meciuri după 45 de minute, cu cluburi care fură junior de la unii de la alții și apoi pun părinții să plătească grilele ca în piață, cu arbitrii care vor să li se dea banii la negru că nu vor să plătească impozit pe PFA și noi vrem performanță? Am încheiat citatul. Iată, dragi iubitori al sportului, dragi prieteni, cam așa este situația în handbalul românesc și ne aflăm astăzi în situația în care vom fi absenți de la Olimpiada care se va desfășura anul viitor la Paris și în handbalul feminin.
este momentul să se tragă un semnal de alarmă vis-a-vis de ceea ce se întâmplă și în handbalul feminin românesc. Liga Florilor este frumoasă, este superbă, dar cred că este cea mai puternică ligă din Europa, dat fiind faptul că aici activează cele mai multe străine în campionatul intern și cele mai bine plătite handbaliste, probabil chiar de pe continentul european. În fotbalul feminin, Asociația Sportivă Fotbal Feminin Baia Mare și-a desemnat cele mai bune sportive pe anul 2023. Cea mai bună sportivă de la fotbal feminin Baia Mare este Alexandra Buftea, urmată de Andreea Gulin, iar pe locul 3 se situează trei sportive, Georgiana Marița, Camelia Daneluc și Larisa Olar. În schimb, în fotbalul masculin, Minaur Baia Mare, iată, după cum știți, va ierna în postura de lanternă roșie în seria 10 din Liga 3-a, după ce în primăvară evolua în al doilea eșalon fotbalistic al țării. Iar ca cireașa de pe tort să fie pusă până la capăt, să spunem că după meciul cu Victoria Carei, ultima partidă de pe teren trofeelevelor antrenați de Ciprian Danciu, la sfârșitul partidei au avut loc unele incidente pe tunel și pe holul de la vestiare, în care a fost implicat fostul baimarean Paul Batin, dar în primul rând să spunem că antrenorul Ciprian Danciu, cel care a văzut cartonașul roșu în decursul acestei partide, a fost suspendat de comitetul executiv, de comisia de disciplină, cu 3 jocuri, așadar și cu 2000 de lei amendă, împreună cu un alt jucător de la Minaur Baia Mare, Alexandru Stoian, care și el va fi suspendat 3 partide și cu 1000 de lei amendă. În schimb, Paul Batin, pentru incidentele în care a fost implicat la sfârșitul jocului, va absenta și el 3 partide și a fost amendat cu 1000 de lei. Din păcate, dragi prieteni, vom ajunge, se pare, să trăim doar din istorie, din performanțele făcute acum câțiva zeci de ani de zile de fotbaliștii care au evoluat la Baia Mare și care au scris o pagină de istorie în fotbalul baimarean. Mulți dintre dumneavoastră probabil nu ați trăit acele vremuri, dar noi care am fost copii le-am trăit la intensitate maximă. Partea frumoasă a poveștii este că mai sunt jurnaliști și ziariști care au imortalizat momentele de fotbal bun de la Baia Mare, filele de poveste scrise de generația Mateanu, cum a fost și Alin Buzărin, cel care viitorul sportului a scris o istorie a fotbalului românesc chiar de la primul campionat național, o istorie a fotbalului românesc în care trece Baia Mare și are locul ei de glorie pe vremea regretatului Viorel Mateanu, când Baia Mare a scris istorie în divizia A. Aici puteți vedea. Acestea sunt filele de poveste ale echipei FC Baia Mare de pe vremea lui Mateanu, din campionatul 1978-1979, când Baia Mare era chiar un fenomen în fotbalul românesc. Iată că astăzi ajungem să trăim din aceste amintiri și ne întrebăm câți ani sau câți zeci de ani vor mai trece până vom reuși să mai trăim la propriu
fire de poveste în fotbalul băinărian. Se pare că nu reușim să ieșim din această macirlă. Cred că este timpul ca la cluburi minor Baia Mare să se pună punctul pe i. Este nevoie de management performant la club, este nevoie ca finanțatorul, și mă refer la primăria Baia Mare, să înțeleagă că sportivii nu pot să trăiască fără bani, au familii, poate au copii. Performanța se face cu bani, se face cu infrastructură, este nevoie de timp, este nevoie ca pe lângă echipa mare să crești junior, dar mi se pare că încă lucrurile nu merg în direcția cea bună. Cu noul nostru primar interimar, unul care îi place sportul, îi place fotbalul și știe despre ce este vorba atunci când vorbim despre sport, vom avea o șansă de a ne ridica acolo unde am ajuns astăzi cu sau fără voia noastră. În final, dragi prieteni, aș vrea să vă reamintesc că suntem în luna decembrie și așteptăm cu nerăbdare sau poate cu înfrigurare clasamentul celor mai buni sportivi ai anului, anului 2023. În anii trecuți, clasamentele întocmite de Direcția Județeană de Sport și Tineret Maramureș nu prea ne-au satisfăcut. Motivele ar fi că cei de la Direcția Județeană de Sport și Tineret Maramureș sunt obligați să respecte, dați-mi voie să vă arăt niște criterii greu de înțeles. De aceea și astăzi consider că un clasament al celor mai buni sportivi ai Maramureșului ar trebui să fie întocmit de jurnaliștii sportivi și nu numai de jurnaliștii sportivi din Maramureș, un clasament mai obiectiv, un clasament în care nu s-ar găsi doar sporturi sau cel puțin jumătate din clasament ar fi sporturi de contact, sporturi la care participă patru concurenți la un campionat mondial și nu o spun cu răutate, dar sunt mulți alți sportivi și la sporturi de olimpice chiar care ar merita să se regăsească în acest clasament. Dragi prieteni, cam acestea au fost subiectele pe care am vrut să le aduc în fața dumneavoastră astăzi, până la o nouă reîntâlnire cu Baia Mare Sport Magazine. Vă invit să iubiți sportul, dar mai ales să practicați sportul. Toate cele bune, la revedere!